interes există din partea noastră și acum testăm puțin și gustul publicului, vedem ce se întâmplă și probabil în perspectivă va exista. Dar din punct de vedere destul de complicat, pentru că trebuie fondată o orchestră de, în schimb, ce pot să să confirm deja, este o orchestră de tineret care va fi lansată în luna noiembrie, adică cel puțin audiția va fi lansată și care este în parteneriat cu Academia Națională de Muzică, Gheorghe Dima. Practic încercăm, apropo de programul educativ, încercăm un program intermediar de inserție profesională care să facă cumva conexiunea între școală și câmpul muncii, adică între facultate și instituțiile care angajatoare. Deci membrii și de la noastră și de la ei? Da, tineri în general, care de fapt, care încă nu sunt angajații filarmonici de stat Transilvania și practic noi ne creăm o pepinieră de foarte buni instrumentiști, antrenați după rigorile unei orchestre bune, simfonice, beneficiind practic de toate avantajele pe care le oferă orchestra, de la dirijori invitați care doresc, bineînțeles, să fie și mentori, până la membrii ai orchestrei în concerte de tip side by side. Așa că, într-un fel, e exact principiul studiilor de opera din vest sau a orchestrelor de tinere din vest. Preiei tânărul student sau chiar elev, pentru că sunt, de exemplu, elevi care sunt absolut brilianți și care deja ar putea face față într-un ansamblu și îi formeze în rigoare a unei orchestre simfonice, astfel încât, la un moment dat, nivelul general să fie unul foarte, foarte bun. Ați spus mai simplu, preluați orchestra sub tutela noastră? Nu. Orchestra AMGD-ului? Faceți altceva. E o orchestră independentă care creează exact această conexiune. Da, nu. Există. În Academia de Muzică toate instrumentele de orchestră sunt angrenate în orchestra simfonică a Academiei de Muzică. Sunt două orchestre simfonice ale Academiei de Muzică. Însă aici e vorba de o selecție de oameni pe care îi vizezi pentru a insera în câmpul muncii, în instituția pe noastră, deci în viața. E exact acea conexiune de care e nevoie atunci când vrei să-ți formezi niște artiști foarte, foarte buni și obișnuiți cu o anumită rigoare a lucrurilor. Este la fotbal echipa de juniori? Într-un fel, da. Și cum au toate studiourile de opera din vest. Modelul este ăsta.